În vremea aceea, Iisus a zis: veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi alina. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi alinare sufletelor voastre. Căci jugul meu e plăcut și povara mea ușoară. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Iubiți credincioși, în inima oricărui om este această chemare de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Adică toți oamenii, indiferent de epoca istorică în care trăiesc sau de pregătirea intelectuală sau de alte considerente, fiecare om așadar are în inima sa această dorință după Dumnezeu. Adică toți oamenii îl caută pe Dumnezeu, alții îl caută pe o cale mai dreaptă, alții mai pe bâșbâite, alții îl caută în locurile în care El nu este prezent și lista poate continua. Așadar, Dumnezeu este scopul căutărilor noastre într-un final. Dar cine este Dumnezeu? Care este numele lui Dumnezeu? Sau cum ne putem raporta la Dumnezeu? Oamenii au încercat în fel și chip să îl reprezinte pe Dumnezeu. Oamenii au încercat să-i dea un nume, să-i dea un chip, o imagine, dar nu a fost suficient. Nu a fost suficientă această căutare, pentru că însuși Dumnezeu răspunde căutării omului prin revelație. Și am ascultat în lectura întâi de ieri cum Moise s-a apropiat de acel rug care ardea și nu se mistuia și s-a apropiat de acel loc de sculț, pentru că Dumnezeu i-a cerut să se descalțe de încălțămintea sa, apropiindu-se de un pământ sfânt, și îl trimite Dumnezeu pe Moise, îl trimite la poporul său pentru a-l elibera din sclavia egipteană, din sclavia Egiptului. Și normal, Moise îl întreabă pe Dumnezeu: bine, eu voi merge la poporul pe care tu l-ai ales și care se află acum în mare strâmtorare, dar dacă mă va întreba cine m-a trimis la voi, eu ce să le spun? Și am ascultat în lectura de astăzi răspunsul lui Dumnezeu: dacă te vor întreba cine te-a trimis, să spui: eu sunt cel care sunt. Acesta este numele celui care m-a trimis. Iubiți credincioși, numele lui Dumnezeu scris în limba ebraică este alcătuit din 4 litere care nu conțineau vocale. Adică, aș spune eu că în afară de marele preot de la templu, care avea privilegiul de a rosti acest nume o singură dată pe an, nimeni nu știa cum se pronunță numele lui Dumnezeu. Adică numele său este sfânt, de aceea cei care întâlneau în textul sfânt, în textul Vechiului Testament, nu la sinagogă sau la templu, când citeau cuvântul lui Dumnezeu, dacă întâlneau tetragrama sacră, nu încercau să o citească, ci citeau altceva. Când ajungeau acolo, de exemplu, puteau să spună Adonai sau Elohim sau
alte nume ale lui Dumnezeu, dar nu puteau citi acele patru litere. De ce? Pentru că numele lui Dumnezeu este sfânt. Așadar, cine este Dumnezeu pe care toată lumea îl caută? Ne spune prima lectură de astăzi, Eu sunt Cel care sunt. Adică Dumnezeu este însăși existența sa. Sigur, nu putem să-L încadrăm pe Dumnezeu în categoriile umane, de aceea noi vorbim într-un limbaj omenesc, așa, despre Dumnezeu și spunem că este un Duh desăvârșit. Eu sunt Cel care sunt. Adică nu putem pune mâna pe El, dar Dumnezeu, spunem așa, Cel care este, nu este un Dumnezeu ascuns, ci un Dumnezeu care ni s-a revelat în mod deplin prin persoana lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Așadar, cel care îl caută pe Dumnezeu, îl poate găsi dacă îl ascultă pe Mântuitorul nostru. Cel care este, Eu sunt Cel care sunt, s-a revelat oamenilor în mod definitiv și deplin prin persoana lui Iisus Hristos. De aceea, în Evanghelia de ieri, am ascultat aceste cuvinte, nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl decât numai Fiul. Și nici și cei cărora Fiul vrea să-i revele, vor să-i cel căruia Fiul îi va revela acest numele lui Dumnezeu sau cine este Dumnezeu. Iubiți credincioși, așadar, să mergem la Iisus pentru a-L cunoaște pe Tatăl Său, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Fără Iisus nu putem cunoaște pe Dumnezeu. Sigur, atât cât ne este nou permis cu capacitatea noastră limitată. Iisus în Evanghelia de astăzi ne spune un lucru foarte important. Parcă a știut că și astăzi, ca și mâine, ca și acum 1000 de ani, oamenii vor fi din ce în ce mai obosiți. Nu mă refer neapărat trupește, dar așa, ca stare de viață, ca spirit, oamenii parcă sunt tot mai obosiți. Și Iisus le spune, veniți la mine, toți cei care sunteți osteniți și împovărați, toți aceia care îl căutați pe Dumnezeu, uneori acolo unde nu poate fi găsit, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. De fapt, căutarea lui Dumnezeu este ca o neliniște a sufletului, este ca o muncă a sufletului și această muncă își găsește odihna tocmai la inima preasfântă a lui Iisus. Ne amintim de Sfântul Evanghelist Ioan, care și-a găsit odihna pe pieptul Mântuitorului la cina cele taină. Ce imagine frumoasă și ce imagine sugestivă este aceasta. Și noi, iubiți credincioși, căutându-L pe Dumnezeu, să venim la Iisus, că El este blând, smerit, nu este nervos, nu este trist, nu este... Dumnezeu Iisus este blând și smerit cu inima și acolo găsim alinare pentru sufletele noastre. Sufletele noastre nu-și găsesc liniștea niciodată în vicii, în alcool, în droguri și în altele de felul acesta. Nici chiar în alte vicii care, spunem așa, unii le pot numi mai puțin vicii, de exemplu, dorința de autoafirmare sau dorința de a fi cel mai bun, cel mai deștept, cel mai bogat. Sufletul nu-și găsește niciodată liniștea acolo, ci sufletul nostru își găsește liniștea mereu la Iisus. Când ne simțim osteniți și împovărați, să alergăm la El și El poate să ne dea acea odihnă, odihnă care este dumnezeiască. Adică nu este odihnă, spunem așa, că am dormit o oră și ne-am odihnit, ci este un alt tip de odihnă. Este o odihnă care vine de la Dumnezeu, odihnă pe care o primește acel suflet care își găsește împlinirea în Dumnezeu. Și aș încheia cu un gând, tot din prima lectură de astăzi, că cu aceasta am început. Atunci când am întâlnit la un moment dat o explicație foarte frumoasă a numelui lui Dumnezeu și spunea cineva cam așa, spunea că Dumnezeu trebuie să fie într-adevăr viața noastră. Adică știm, ne amintim la Cartea Genezei când Dumnezeu a suflat asupra omului
pe Duhul Sfânt, atunci omul a început să trăiască. Este o imagine biblică, sigur. Înseamnă că Dumnezeu s-a suflecat la mâini și a pus mâna de care îl punem mai de un fel, mai de un alt fel, mai punem un pic de apă și... Nu, e o imagine biblică, o imagine care trebuie să ne vorbească foarte mult atunci când Dumnezeu a suflat asupra omului suflare de viață. Și spunea cineva așa: de ce numele lui Dumnezeu nu poate fi niciodată rostit? Și spune că, ba da, numele lui Dumnezeu este rostit chiar și în somn, atunci când respirăm. Și folosea această imagine a respirației, că atunci când noi respirăm, se aude un fel de I și apoi când expirăm, se aude un fel de H. Foarte frumoasă această imagine care ne spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Dumnezeu este respirația, dacă vreți, a noastră. Dumnezeu este respirația sufletului nostru, Dumnezeu este viața noastră. Fără Dumnezeu nu putem face nimic și doar în Dumnezeu ne găsim odihna. Lăudați să fie Iisus Hristos!